Așa? Iubire! Da! Problem la zev! Păcat! Așa de tânăr, iubire? Dar stai miști că o să trec peste atâta timp cât există înțelegere. Nu, iubire! Nu, că breziune la zevul meu e. Numai e breziune la zevul de la baie. Că s-a spart conducta și curge peste tot. Și am rămas cu zbuma asta pe mine. Nu mai pot să fac nimic acum. Trebuie zonat neapărat la instalație acolo. Ce, cum la instalație? Pe ce aia vorbește? Mi la om de la instalație să repare țevul. A, la instalator? La instalație... Tor. Tor? Da. Tor. Păi eu îmi bat picioarele pre... Și treci de-a mea zi, apucat pe ăștia de la UE, cu inspecția lor, cu tot. Nu știu, bă, Chioreta, dar tu crezi că mie îmi convine? Păi cum am anunțat de la centru, era să le zic vreo două. De fapt, la Don Chesterman și rățuit, mă, și cum se făcuse, mă, săracu, mic, era o milă de el. Și ai zis, bine, mă, controlul-i control. Hai, de aici trebuie să ajungem la zi cu procesele verbale ale amenzilor, neapărat. Auzi, bă, dar când te-ai luat de el, el era acolo? Păi altfel cum? Auzi, dar noi avem bani de ăștia europeni, de vin ăștia să ne controleze? Păi mă, trație loc, controlul nu-i la bani, e la muncă. Banii au ăia de la centru, noi cu cârca. Și banii iau ăia de la centru. Am înțeles. Biserica de mamaia seamănă cu o vilă. Ardevăr, păi... Cu unde intrați, legioana? Unde? Mine. Cum am ajuns bine în urmă? Eu mă știam rea de mușcă, dar nici așa să-l rup patul. Doamne, ce mă fac? E clar, trebuie să caut pe careva să-mi îndrepare, că nu pot să dorm așa. Un meșter de pat. Ce vremuri, ce romantic sună. Alo! Gheorghe! Ce faci, bă, băieți? Hasane! Hai, mă, și ajută-mă și pe mine un pic! Că am pus un pic de clor, dacă tot erau în baie și am frecat kitul ăla de la grezie să-l albesc și m-am luat amețeala de la clor și am dat și cu cap în dulap și am făcut buba! Ajută-mă! Imediat, iubire! Da! Sărut, băinile! Bună ziua! Uite-l, mă, pe ăsta! Ce mă cu tine așa? Unde ți-e uniforma? Mă scuzați, am avut altă intervenție, s-au dat și am venit cât de repede am putut. Unde este buba? Buba. Nu. Țeava spartă. Intervenția. Mă, iertă, bă, mă, că e zbart în dinți acum, nu știu ce are. La baie, haide! Bagă! De 20 de ani. Să-mi trag una. Ce tare e clorul ăsta. Mai vreau. Iubire, hai gata că reparați țeava, haide. Știi cum a ieșit? Giugiug, e gazeta de la mânza. Bravo. Acum a vrut banii. Ha? Gerut banii. Ce mă ești de bun, pă, tu nu stai aici acum să cer bani, doamne? Cum să stau aici? Domniță, am făcut treaba, vreau bănișorii. Ha, corect, că tu stai la Matesco, gata, gata. Ce ai pățit chiar pe? Nu știu de ce mă insultați. Eu v-am făcut treaba, vreau bani. Atât. Ce poante are în el, moci. Da, mi el repărat o țeavă atât, așa cum a vrut banii pe ea, ce zi, mă? El repărat o țeavă? Dar ce ai făcut, chiar te-ai ajuns la munca de jos? Încă o insultă și dublăm prețul. Ok, dacă nu-ți convine să spun Chiorete, o să zic Hilarie, e mai bine așa? Poți să spui cum vrei, butoi de varză ce ești.
Dacă vreți chitanță, o să vă trec și TV-ul. Ok! Eu zic să-i dăm la ăsta cât vrea, că ești să ne dea gând la fisc. Păi, dar eu am lovit în cap în casa asta. Întâi vandame, acum tu. Cum îți permis, bă, băiatule, să-mi cer mie bani după ce am spălat baia după tine de atâtea ori și gratis? Stai că m-am prins! Ce vrei tu de fapt? Să ne prinzi dacă dăm sau nu dăm bani la negru, e? Vezi că nu-ți merge? Nu, uite, noi suntem oameni cinstiți și vrem chitanță. Da. Foarte bine. Chitanțierul e la firmă. Sigur, da, firmă. Așa chitanță, așa bani. O să mă întorc, da, cu tot cu chitanțier. I'll be back. Hai, pa! Și-a făcut firmă, frate! Găleata asta de aici, că m-a făcut de cap. Nu mai pot de la culorul ăsta. Nu-mi e clar dacă ce s-a întâmplat aici e real sau nu. Ce zici? Mă, unde este amic? Asane! Da, iubire! Ai, ce era clorul de aici, ca mă. Uncle Doc, Uncle Doc! Revinos că ești psihiatru. Vorbea Adita, mai psihiatru, da? Deratizare. Stai, că asta e cu șobolan. Nu, ce cuvânt? Dezinsecție, asta era. Nu, stai cu unde. Să rămână, tanti. M-ați chemat să repar patul. Ie, tite la el. Te pomenești că te-ai apucat să repari și patul, e? Sau ai crezut că ești o fică ascunsă pe acelea și ai venit în control? Și în primul rând... Tantii, măta, bă! Eu sunt o doamnă obrăznică, tu nu vorbești cu mine așa că te trâni de unde vei? Să știți că violența și cu insultele dublează prețul. Uh-huh. Să văd unde... Să... Acolo și văd... Oh, ce bombeu! Prostit, tu ce e așa de râs? Da, da. Dar ce-am văzut eu aici e de plâns. Ce ai văzut acolo? E plin de furnici. Hai, du-te. Noroc că am venit pregătit, că mă așteptam. Du-te, moște pe gheață, cum insectici. Tu voiai să le omoari? Cum să omori, mă, furnicile care sunt creația Domnului și furnicile insecte harnice? Dacă ce le omori, mai bine le muși cuibul, bă. Furnicile n-au cuib, au mușuroi. Mușuroi ești tu, bă, făcut grămadă. Am văzut eu cu urechile mele cum cumpărau niște furnici din pom, dintr-un cuib de vrabii, că plecaseră vrabile la vânătoare de... Probabil era ceva pudră de un cuib. O fi murit vreun pui, na. Dar, doamnă, dați-mi un borcan ca să pot să le mut. Borcan? Hai, cam pace, uite. Na. Dar cum o să le arestezi? Că văd că n-ai de niciunele, n-ai fluier, n-ai cătușe, n-ai bulan, n-ai uniform, n-ai nimic. E dusă, baba. Mergeți pe mâna mea. Am eu metodele mele de convingere. Am lucrat și la bursă câțiva ani. Auzi, dacă tot te pricep tu așa la mai multe și eu nu știu, ești în stare să repari și radio, că nu mai prinde radio Erevan. Cum termin aici, mă uit și la radio. Ce este de la el, ce poliglot e ăsta? Bă, ce bombeu ai. O brăznicătură. Crește prețul. Crește. Păi, Chiorete, mă trăiți? Ia vezi, da, mergi la adresele astea, că au venit ca multe reclamații azi. Ce? La toate astea? Păi, e târziu, bre. Păi semnează când termin cu astea, nu mai am cum să dau pe la set. Mă opresc direct acasă. Dar... Așa, mă, nu știu, că mă simțesc moale așa. Paolo, vezi să nu se întoarcă iar molima, adică boala, că abia ce-ai fost bolnăvior. Nu știu, moale ai fost cam tot timpul, măcar o parte din tine. Ce-mi place! Trecești pata, livare, române, carpaci! Mamă, ce joacă! Gata, bre! Am reparat tot. Așa. Pat, furnici, radio... Ce? Vrei să te spăl pe mâini? Afară la ciutură, bă, nu acele. Nu e vorba de spălat pe mâini. Banii, mamaie, banii.
tale? Păi tu cauți cu lumânarea, vrei să iei pe crăcăciureta? Tu crezi că eu m-am născut ieri, mă? Împielițatule, dacă tot te pricepe, va să repar patul, va să repar radio, sau mai știu eu câte mai știi tu să repar. De ce am de zile nesimțitule, am plătit pe altul, în loc să fii tu? Și mă mai faci și mă mai fie furii și să fii. Ieși, ieși că te spitesc, ieși! Să-i dracu de țărani. Băi, eu nici acum nu știu sigur dacă ăla era sau nu era Chioretea. Mi-au și eu. Păi, mi-ai băie! Zinger, nici eu nu știu dacă era sau nu, că odată bărcă era, odată bărcă nu era. Să zic. Bună! Bună! Eu te mă vorbesc de lup și lupul la ușă, mă rog, în baie. Lupul, lupul la baie? Ce mă, avem lup aici? Nu te preocupezi, mi-am ori, e o vorbă la noi la român, stai calm. Mă, dar zdălgită-i limba asta a voastră, că exact atunci când știi că ai zis un lucru, atunci se pare că e dodala. Hai să lădă! Băi, ce viață, băi, ce viață! Băi, așa o fericire când îți vine și chiar poți să faci. Chiar? Eram cu treabă pe acelea pe cartier, noroc că erați voi pe aici, că nu mai putea să ți-o făceam pe mine, vă spui. Bravo, mă, bravo, e tare. Auzi? Ți-au trecut fumurile alea de instalator? Ce fumuri? Care instalator? Ce fumuri, Chiorete? Cum ce fumuri? Dacă chitanțierul l-ai adus? Că încerca să te prins cu fofurlica. Sau l-ai uitat? Ce chitanțier? Ce avea, mă, v-ați dilit la cap cu toții? Nu sunteți draveni? Omul își vede capul de treabă și îl luați la Caterin ce ieftine. Ia uite, mă, se face că uitat că are reparația pe la nostru. Dau o țeavă de-n poți să o duci, prostodeacu. Tu lipsei cu Caterinca, mă. Ce dai, mă, ce dai? E proprietatea ta? Ține-l... Vezi ce spune? Că data viitoare ți-l omor. Ce să zic? Unde te pupe, mama? Unde te-a lupit? Un, doi, trei, patru, cinci, ce scârboi sunt! Da! Sărut mâinile, doamnă. Am venit cât am putut de repede, dar am mai avut și alte lucrări. Pă bune? Da. Păi și de ce ai venit? Pentru gândacii de sub birou. Nu dumneavoastră ați dat telefon? Păi eu nu știam că polițiștii sunt multilateral dezvoltați și că se pricep și la gândaci. Polițiști, ziceți? Unul sănătos n-am prins azi. Toți clienții sunt papa tutu? Eu zic să fac mai întâi lucrarea și discutăm după aceea, da. Ok? Vă rog, da. Asta mă lipsea Chioretea locul ăsta. Să știți că aveți o gaură plină cu gândaci. Ai, nu zice. E aici sub birou. Acum ce doriți să fac cu ei? Să-i omor sau să-i pun într-un borcan? Că sunt ființele domnului. Domnoare, e normal că aici nu e biserică. Am înțeles. Așa. Apa. Ofer garanție la lucrarea asta. 100. 100 de ani? De lei. Ce amuzat ești, auzi? Ia de aici niște pastile că o să-ți facă bine. Da, uite, cu apă. Da, îți scriu eu un cec. Ce cec, doamnă? Ce pastile? Vrei să mă prostească? Mie să-mi dați banii. Pentru că altfel... Că altfel ce, Chioretă? Ce? Am mai trecut eu prin astea, dacă am nenumărat clienți ca tine și sunt întotdeauna pregătită, da? Să-ți fie rușine, doamnă! Am scăpat de el! Și de gândaci. Calmează-te că ești psihiatru. Ce-a făcut și Grațiela? Ce-a făcut șeful? Ce-a făcut? E pană, s-a stins lumina! Da. Aulă, sunt sperioasă, rău de întuneric, șeful! Cred că leșine frică! Ține-mă, șeful! Stai, nu leșina! Așteaptă să aprindă lumina întâi! Ce să aprindă? Mie mi-e frică! Ia mână, tăi, alo, electrica, vă rog, trimiteți repede un electrician la secție! E o urgență! Stai, Grațiela! Nu, zaieți! Bună, Teodora!
Auzi, mă, dă și mie o pastiluță pentru cap, că, că saltă ochii, dar nu mai văd pe unde merg și eu sunt în misiune și nu pot să mă opresc să dau rastul. Ce misiune? Ia de aici pastiluța. Ce misiune? Știi foarte bine că nu pot să spun, că e secretă. Și dacă tot eram pe zonă, m-a trăznit durerea, dar am fost și urechile, zic, mă duc repede la Teo, două pastiluță și-mi ia cu mâna și văd treaba mea. Da. Păi să știi că vreau să-ți mai spun ceva. Am observat că ies cam des cu, cu pișul. Cred că a răcit de la droburile astea multe. Da. Mi s-a părut mie că e ceva în neregulă când ai trecut mai devreme cu dezinsecția. Cu ce am trecut? Cu dezinsecția, Chioreta. Ai uitat că mi-ai băgat dedesubt aici în gaură? Ce ți-am... Tu, ăla, ca să scap de gândaci! Eu ți-am băgat dedesubt în gaură? Bă, v-ați stâmpit cu toții astăzi? Ce aveți? Faceți mișto de bine? Bacă-s tâmplar, bacă-s dragi, bacă-s cu tubul în gaură, bă... Ia vedeți că nu-i frumos să vă bateți de un om aflat în suferință. Plus că e și răcit, da? Mă, tu faci mișto de mine? Păi n-ai venit tu mai devreme și mi-ai astupat gaura asta de jos, că era plină de gândaci? Eu? Păi gaura de sub birou, vreau să zic! Doamne, apoi să mă zici... Păi Teodora, eu nici n-am venit, nici n-am plecat, dar atâta spun, mai du-te la bărbat ca să scap de gândaci. De-aia zic. Hai, nu, 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 că s-a delit de tot. Cheo, jet. Ține-mă, șeful, că m-a speriat rău! Da, termin luata grațielor, nu! Fermă-te! Da. Mă scuzați că întrerup tandrețea, dar eu am venit să vă repar lumina. Tablou electric e pe hol la intrare! Mulțumesc! Ce-ai făcut inconștientul? Ne-a văzut omul ăla! Ce-a făcut șeful? Dacă sunt speriată rău de întuneric. Au, șeful, dar eu credeam că ești mai țepăn, așa, mai puternic. Păi eu ce să zic, mă, Grațielo, am și o anumită vârstă, nu mai sunt focos ca în tinerețe. Păi, șeful, eu m-am referit să nu caz, așa, din picioare, nu altceva. Păi și eu tot la picioare mă referam, tu ce credeai? Ai, nu știu că mi-e nevoie. Stai, că rup coloana, mă omori! Da, dracu! Grațielo! Bunie, vină, Iul. Proaste ești, măi! Doamne, ce aproape ești! Da! Acea! Asta-i sărulată, tișor! Chiorete, să știi că am răcit cu om să de-aia vorbesc așa. Auzi, vrei, spui și mie un leac băbesc? Adică, scuză-mă, tătișor, eu n-am vrut să spui lui Matale că ești bea babă, dar așa sună, zice că nu, din ceva, din strămoși, din moși strămoși. Stai, bre, că nici asta nu vreau să spune, ca și cum Matale te-ai fi născut înainte să apară focul. Mâine, simțitule, după ce că ți-ai bătut joc de mine și ai făcut-o pe tâmplarul pe acelea și pe reparatorul de radiouri și mi-ai gerut cu tupeu să-ți plătesc, acum ai nesimțirea să mă suni? Și mă mai faci și babă pe ocolit? Te-am format bine, nu? Bretan, tișor, eu acum sunt bolnav și nu-i frumos să faci mișto de mine. Că și ceilalți zice că nu știu ce dragi le-am reparat la fieșcare. Dar chiar și Matale a intrat în cârdășie cu trânsii? Mă, tu chiar faci mișto la mine, amtilințatule! Pune-o mâna pe tine. Ia pune și să fie. Înțeleg. Mam, dar să-mi fut du capul. Lasă-mă, șeful, că te-ai prins ca și leșiș! Gata, gata, gata! Șef! Lumina! Am rezolvat cu lumina. Să știi că chiar dacă ne-ai văzut îmbrățișați, nu e ceea ce pare. Grațiela e foarte sperioasă și a vrut să o protejez. Eu nu, Doamne ferește. Acum, că o văd întreagă în lumina asta nouă, era clar că n-aveai cum să o ratezi. Ce-i, colega? Îți arde de miște ori nesimțite? Ai uitat cu cine te pui? Nu. Habar n-am cu cine mă pun. Faci și pe prostul, Chiorete, a?
Deci mă faceți chiar, da? Mie să-mi dați banii pe lucrare. Că altfel vă reclam la poliție. Păi băi, Chiorete, noi suntem poliția, mă. După mine să nu mai mă faci chior. Hai că mai ești enervat, Chiorete. Vezi că te paște o sancțiune, de nu o poți duce. De ce păd astea? Vă bateți joc de oamenii muncii, care muncesc cinstit și curat și nu vreți să le dați banii. Situația nu va rămâne așa. Am să vin mâine să mă plâng la șeful cel mare și am să te rezolv și pe tine și pe voi. Păi băi, să știi că în secția asta doar Dumnezeu e șef mai mare decât celebru comisar Matescu. Rămâne de văzut. Și mă rezolv și pe mine? Gură. Ce prostă sunt. Ce puțină. Arată. Știi ce am pățit, fată, hăi? Ce, tanti? A venit Chiorete și s-a dat drept în plas. Dar mi-a reparat patul, că am fost rea de mușcă cu el și n-a rupt. Cu cine, tanti? Cu cine, făi, nu ți-am zis? Cu mușcă, am fost rea cu ea, că am vrut să o crăp. Și am căzut cu patul și l-a rupt. Și a venit Chiorete, bă, și mi-a făcut patul. Și mi-a reparat și radio. Foarte intimonatic, n-ai zice că nu-ți recomandă mutraia de pinjan. Pe bune? Păi vrea, asta e nimic, la noi a venit și a reparat o țeavă spartă la baie. Și chiar se pricepe. Măi, fătă, s-o fi țăcănit Chiorete, să știi. Că am citit eu undeva că țăcăniții sunt chiar meseriași, nu glumă. Eu zic să mergem mâine pe la el să vedem ce și cum, să verificăm, eu chiar sunt îngrijorată. Mergem, fătă, mergem, păi vin și eu, că cine știe cât e de periculos. Bine, hai să rămână. Teo, hai, te rog, dă-ne și tu o mână de ajutor, că uite, eu și tanti credem că s-a țăcănit Chiorete. Se crede, bă, instalator, bă, tâmplar. O avea o personalitate de aia multiplă și treaba asta cam e la tine în curte. Tâmplar și instalator, zici? Păi Chiorete a venit la mine și mi-a rezolvat gaura. Hai, nu fi destrăbălată, că eu vorbeam serios. Păi și eu vorbesc serios, gaura de sub birou, că era plină de gândaci, i-a dat cu spray. Păi, ești nebun. Nu, e clar. Hai și tu mâine cu noi la secție să vorbim cu el. Bine, pa! Așa, trebuie, toată ziua pe drumuri am răticot, am frisoane, am fric, am febre, am... Acum de ce nu-ți mă, Chiorete? Hai, alta, mamă, ce bolnav sunt, am avut voci. Ce voci, Chiorete? Sunt eu, celebru comisar Matescu. Și tu n-ai stat numai pe drumuri, n-ai fost la secție și ai reparat curentul și ai făcut pe urmă și mișto de mine și grație. Am reparat curentul? V-ați bolnăzit cu toți? Vreți să mă vedeți la Balamuc? Eu am fost pe teren unde m-a trimis prostul ăla de Matias. Ăsta, celebru comisar Matias. Acolo am fost. Mă, n-ai fost tu la secție când eram eu îmbrățișat cu Grațiela, nu mai știi? Îmbrățișat cu Grațiela? Nu, asta nu poate să fie adevărat. Asta e camera ascunsă. Bre, unde e camera aia montată, că nebunie? Sau e vis? E vis, mă, ia. Trebuie să mă trezesc. Mama. Bă, Chiorete. Mă, ce faci ăștia, mă? Doarme în post? Chiorete! La mine, fuga! Marș! Hai, hodoroaca! Sărbăra, să trăiți! Sănătate, priceputule! Adică? Adică, păi nu faci tu pe tâmplarul, ba? Nu repari și radiouri? Îți plac și țevile de la baie? Și gândacii de la mine din gaură? Și se pricepe și la lumină! Face tot! E o orchestră! Nu a fost toată ziua pe teren ieri, bre! M-a luat și o răceală și mă doare creierii capului și acum sunt terminat! Ia uite-te la minte! Înseamnă că ai o soție, mă, Chiorete, care face toate astea, nu? Bă, că am o soție pe șofic. Dar acum a părăsit și e cu un bocăr să dă tăuraș și o ține numai pentru băcare. Am zis soție, surdule, nu soție.
Haide! Cred că nu-i ceva în regulă cu... Ia mezaf! E bă, care... E camera ascunsă, nu? Aha. Tu ești Chiorete. Da. Dar tu cine mă așteaptă pe gheață ieri? Fane meserieș. Deci tu ești tâmplarul? Da. Și electricianul? Da. Și instalatorul? Da. Faci și teratizări? Da. Și repar și televizoare? Fac de toate, că în ziua de azi, dacă nu te pricep la de toate, mor de foame. Dar tu ce știi să faci? Taie frunză! Tăi, bine de rău! Nu-i treaba măgarului de ulepeu-i la ea pe măgarul, asta e important. Important este de ce te dai tu drept Chiorete. Eu? Ei m-au făcut Chiorete. Și eu am muncit legal și ei nu m-au plătit. Asta rămâne să stabilim. Ai și tantier? Da, bineînțeles că am. Uitați-l. Dar ai, să știți că ei m-au dat afară cu pretexte, cu bătaie, cu spray, orice, numai ca să nu-mi dea bani. Nici domnul polițist n-a vrut să mă plătească. Eu? Nu dumneavoastră, urâtul, celălalt. Atenție! Drept! Chiorete, ce-i asta? Taci că e suspendă neplată omului! Drept! Păi nici! Ia, Fane, ia rupe nefitanță la toți ăștia, mă, pentru munca dai depusul. Și trece-le și ceva plus pentru ce măgăriți a făcut rea. Vă mulțumesc să trăiți. Și voi scoateți banii atârnătorilor și plătiți omul. Vă bate jo de munculița lui. O fie rușine la obraz. Acea! Sănătate, nepricebutule! Hai, mă, Fane, știi să faci freție? Păcă mea și picioarele, ia de răceală cu cine ai inventat-o cu tot! Fanny? Fanny instalatorul? Ce caz faci, Ilea? Vrei să faci masaj? Am venit să-ți dau partea ta de pradă. Ce parte? Pradă? Și cum ai intrat? Ai uitat că mă pricep la orice? Și banii sunt pentru că m-ai ajutat să-mi recuperez finanțele de la clienții aia, nebunii aia de cunoștințe ale tale, care nu au vrut să mă plătească. Nebuna aia cu țeava, aia cu gândacii. Dacă nu erai tu, nici acum nu recuperam banii. Și mi-au dat și ceva în plus, exact cum ai sugerat. Deci, insist, te rog frumos. Dacă insistezi, Fanuț... Opa! Deci care v-a să zic asta era? Ai vrut să ne scrochezi de bani prin manevrele tale? Ce manevre? Ce ești crocat, bre? Te-ai țăcălit completamente? Că eu sunt sărăcicoamță, ce să... Mi l-ai adus pe MacGyver ăsta pe aici? E Fanuț. Ce știe pe ce ogor l-ai găsit? Că la voi la țară semănați toți unul cu altul ca niște picături de apă? Și ai vrut să ne sturzi de bani pe noi, pe prietenii tăi. Domnule polițist, vă rog frumos să nu mai mă insultați. Eu nu sunt țăran. Pe omul ăsta nu l-am văzut în viața mea până acum câteva ore, da? Gata! Ciocumică, faci curent! Că m-am săturat de atâta tam-tam pe la secție și am pierdut și bani. Nu, că încep să văd roșu în fața ochilor și mă enervez de nu mai pot. Stai aici! Stai aici și uite-te ce pățesc cei care vor să-l ardă pe celebrul comisar Mateescu! Ieși, mă! Ieși! Da! Stai! Stai aici! Stai aici! Nu te păr, mă! Nu păr, mă! Nu păr, mă! Tu cum ai văzut? Lasă-mă, bria, păci! Stai, bria, nu mai tăsc! Ce? Așa! Ce dragi la mea s-a întâmplat, că nu mai ține nimic al micuț? Deci hapurile astea mi le-a adus Matiescu ieri, ca să le iau pentru răcea. Și stai. Ia uite al dracu. De două zile zac ca bou bat.
M-ai drogat scârbă ordinară, deci tot a fost un vis. Asta ți-a fost planul, scârbă. Să mă duci la Vestea lângă Poponeț ca să ce, mă? Să rămâi tu singur pe femeie. Dă-i nebunoară, mă! Lucrește, mă! Fă ce vrei din mine! Lucrește, mă! Te-aș stricat, mă! Mie verde de măscări! Gozar de tine! Ușor! Acțiune! După asta am pregătit.